accent, tu l-a găsit foarte mult, am găsit pe noile rețele, rețele și centre de documentare europeană și eu personal, la mine, opinia mea, am zis că am fost lidat. Dar ne-am mai găsit aici, mai mulți dintre noi și am bucurat foarte mult și am la secțiunea programă cu Uniunea Europeană de la Sfera Economică, au avut intervenții doamna Lucinia Bal, șef birou informare Parlamentului European în România, domnul Claudiu Coșier, director de Renault Vest, Mentor din Europe, și domnul Dragoș Cuțar, expert grupul de economie aplicată de la Industrie de Europe. Secțiunea a fost moderată de domnul profesor Mircea Maniu. Prezentările și, în consecință, discuțiile au fost centrate pe trei subiecte. Evoluția crizei la nivel global și măsurile adoptate, adecvarea măsurilor la evoluția crizei. Al doilea subiect, evoluția crizei în România și răspunsul dat de Guvernul României la criză. Iar al treilea subiect, rolul, contribuția Parlamentului European la promovarea dimensiunii sociale, pe de o parte a strategiei de la Lisabona și pe de altă parte a planului de regresare economică pentru criza Uniunii Europene. Punctual pe fiecare dintre cele trei subiecte, care au fost aspectele aduse în discuție și ce a rezultat din discuție. Pe primul subiect despre criza la nivel global, s-a insistat pe un circuit logic, să spunem, originile, impactul și politicii de anticriză adoptate, care au fost concluziile. Că se impune o adaptabilitate a viziunilor, conceptelor în funcție de contextul geopolitic, ceea ce s-a și încercat pe diferite spații de interes, că între măsurile pe termen scurt impuse de necesitatea de a ieși cât mai repede din criză și viziunea pe termen lung s-a acordat prioritate și este corect și a fost corect să fie așa viziunii pe termen lung pentru că s-a pus un accent special pe măsurile de reformă structurală, că mai mult decât ceea ce s-a făcut, s-a impune necesitatea corelării viziunilor și conceptelor la nivelul Uniunii Europene, la nivelul state membre, la nivel de instituții internaționale și de G20, că s-ar fi impus și se poate în continuare adopta o serie de măsuri de mai bună adecvare a măsurilor de criză la contextele specifice naționale ale statelor membre. În acest context s-a pus în discuție capacitatea Uniunii Europene de a aplica măsuri, de a dispune de instrumentele necesare pentru adapta politicile adoptate și măsurile adoptate la nivel european la contextul statelor membre, dar în aceeași măsură capacitatea statelor membre de a prelua din exemplele de bune practici la nivel european, din măsurile propuse și de a le adapta specificului național. Mi-a fost recomandat la sfârșit de domnul profesor Mircea Maniu să includ o concluzie care a părut să fie foarte importantă legată de ceea ce ne învață planul de redresare economică, un aspect pe care l-a fundat dar domnul Dragoș Peslaru. Nevoia de a învăța că nu trebuie să căutăm neapărat un răspuns într-o doctrină anume. Că putem găsi răspunsuri și într-o doctrină de stânga și măsuri de intervenție venind din zona de stânga și măsuri de dreapta, că ceea ce este important este să se coreleze diversele tipuri de măsuri și să se adapteze la specificul crizei și la ceea ce se întâmplă în diversele state membre. Și că această experiență europeană care se regăsește în planul de măsuri adoptat ar putea să fie preluată și în România. Pe al doilea subiect, România și criza. Discuțiile au plecat de la modul în care a reacționat România la criză și s-a ajuns la concluzia că România nu a reacționat în mod coerent și adecvat. S-au găsit și câteva răspunsuri, aș puncta, lipsa unei viziuni, a unei strategii, inadecvarea la ritmul de evoluție, la manifestările de reacție întârziată,
Și aici a fost atenționați cu privire la faptul că unul din principiile planului de măsuri la nivel european este cel al intervenției oportune. Degeaba e o măsură dacă ea nu se potrivește cu momentul manifestării fenomenului crizei. Că au putut să observate și sunt observate în continuare comportamente inadecvate, în cea mai mare parte s-a considerat că din lipsa înțelegerii fenomenului, pe toate palierele, stat, instituții, societate, individuale, până la nivel individual. De asemenea, ceea ce s-a punctat a fost că România nu a fost în măsură să valorifice expertiza propusă la nivel european, măsurile de redresare economică ce se regăsesc în plan și, de asemenea, nu a fost atentă la exemplele de bune practici din alte țări europene care au reușit să opere un răspuns.